Madame Nicolae. Mulțumesc, doamna Nicolae. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-l felicit pe domnul Lizek pentru acest raport foarte ambițios. Consider că raportul acoperă multe subiecte și, de asemenea, recomandările făcute sunt semnificative. Vreau să subliniez faptul că industria de apărare nu face subiectul crizei sau nu este o criză nouă, pentru că afectează mai mult această industrie, dar situația dificilă se menține de mult timp în industria de apărare. Cred că trebuie să încercăm să găsim soluția pentru a transforma această criză într-o oportunitate. Și consider că este necesar să reevaluăm aceste elemente, prioritățile încă de astăzi, pentru că, din păcate, nu am avut o tradiție îndelungată a cooperării și e momentul în care statele membre trebuie să coopereze. Aceasta e o chestiune. Când mă uit la abordarea comună, văd că în istoria noastră avem un tip foarte bun de cooperare. Mi-aduc aminte de Eurofighter, un proiect mai vechi. A fost una dintre cele mai bune practici și proiectul franco-italian care a fost încununat de succes. Ce am putea face astăzi pentru a încuraja acest gen de cooperare? Pentru că, din păcate, nu sunt multe state membre capabile să aibă viziunea în legătură cu această capabilitate. Din păcate, în raportul dumneavoastră, aproape nu s-a spus nimic despre interoperabilitate. Trebuie să discutăm acest lucru, pentru că, deși avem capacitățile de a răspunde la amenințări, trebuie să asigurăm interoperabilitatea sistemelor de apărare. E mai ieftin dacă reacționăm împreună. Din acest motiv, trebuie să existe o cooperare strânsă și să încurajăm o așa numită cooperare transfrontalieră. Trebuie să discutăm și codul de conduită în achizițiile publice în domeniul apărării, pentru că e foarte important ca multe state membre să accepte transparența și concurența în sectorul apărării. Din păcate, nu sunt multe țări care să se alăture acestui proiect, dar trebuie să depunem eforturi ca toate țările europene să se ralieze acestui proiect pentru a evita corupția în sistemul de achiziții în apărare. Dumneavoastră nu spuneți nimic despre aceasta, dar din păcate e multă corupție în acest sistem. Trebuie să discutăm de asemenea despre catalogul forțelor. Obiectivul principal de la Helsinki, nu există o evaluare în legătură cu acest proiect, acest Helsinki Headline Goal care există, și acest proiect trebuie să poată să își îndeplinească sarcini. Avem acțiunea de capacitate europeană și planul adoptat la summitul de la Laeken, care a stabilit o țintă până în 2010. Există de asemenea și ar trebui să existe comentarii cu privire la forțele de jandarmerie. Cred că trebuie să elaborăm o strategie a industriei de apărare și a capacității pentru a reacționa la toate amenințările. Dacă ne uităm la cooperarea strânsă, jandarmeria s-a implicat în multe acțiuni comune la nivelul Uniunii Europene și consider că trebuie să subliniem acest lucru și să încurajăm statele membre să dezvolte și să crească capabilitatea jandarmeriei europene de reacționare. La summitul de la Lisabona s-a discutat strategia de apărare în domeniul cibernetic. Achizițiile legate de acest domeniu trebuie să se transpună în aplicare, trebuie să există o reacție și la amenințările pe plan cibernetic. Vă propun ca în diverse amendamente să recomandați statelor membre să examineze aprofundat această amenințare și să încerce să propună capacități de apărare pentru a combate această amenințare.
piața echipamentelor de apărare, poate că ar trebui să o discutăm, pentru că, din păcate, nu am avut o discuție reală în acest Parlament în legătură cu offset. Putem discuta sprijinul juridic al offset în interiorul Uniunii Europene conform tratatului, dar foarte multe bune practici în offset și sunt multe state membre care lucrează împreună în industria de apărare utilizând offset. Forța de apărare, chiar și forțele engleze și multe altele. Una dintre principalele priorități pentru noi este de a menține în această industrie locurile de muncă în interiorul Uniunii Europene și de a promova capacitatea Uniunii Europene de modernizare și de a avea proiecte comune competitive. Trebuie să evităm duplicarea, suprapunerile, în cercetare să utilizăm capacitatea fiecărui stat membru pentru a promova lucrurile de care dispun ca să fie cel mai bun răspuns pentru modernizarea echipamentului și poate să discutăm puțin mai mult despre faza directivei europene privind achizițiile în domeniul apărării. Există niște sugestii, am discutat opinii, nu acum, e momentul să discutăm toate amendamentele pe care doresc să le introducă liberalii la raportul dumneavoastră, dar este un raport într-adevăr bun și consider că avem ocazia, cum ne-a cerut Comisia, să dăm o nouă tendință și să relansăm dezbaterea pentru a avea o politică comună de securitate și apărare.